Accidentul s-a produs în jurul orei 8 în orașul Murfatlar. Impactul s-a produs între un autoturism și un moped. Acestea circulau din sensuri opuse, iar la un moment dat au intrat în coliziune frontală. Mașina era condusă de o femeie în vârstă de 30 de ani, iar motocicleta de un bărbat de 68 de ani. Imediat la fața locului s-au deplasat echipajele medicale. La accident au fost găsite două victime, un bărbat motociclist, la care din păcate s-a constatat decesul, și o pacientă care a prezentat un atac de panică. I s-a acordat îngrijiri medicale la locul solicitării și a rămas la locul accidentului. În urma verificărilor, polițiștii de la rutier au constatat faptul că bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Oamenii legii au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.